ne aprofundăm cu exerciții de matematică. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa A 4. Și pornim la treabă. Aflați toate numele naturale A și B. Pentru care? Deci, 1. Determinați numerele A, B, naturale. Pentru care? Pentru care? A, pe lângă B plus 1. A, pe lângă B plus 1. Egal cu 28. Egal cu 28. Cine mă ajută? Cum ai gândit, Daria? Păi m-am gândit cât oricât de 28. Sigur prima că da. Care a fost? Să mă gândesc. 1 ori 28. Și noi, având B plus 1, atunci o să spunem... Nu, dar noi nu deodată vreau numerele. Ci pur și simplu, variantele pe care le avem sunt acestea. A egal 28. 1, B plus 1 egal cu 28. Uitați cum trebuie să scrieți. Deci A egal cu 1, B egal... Nu răspunsurile acelea cu B plus 1 fiind atâta, nu știu ce. Ci acum noi analizăm toate posibilitățile. A egal cu 1, B plus 1 egal cu 28. Sau? A egal cu 2. A egal cu 2. B plus 1 egal cu 14. Perfect. Sau? A egal cu 3. A egal cu 3. Nu merge. Hai, nu merge. A egal cu 4. Cât 4, că ne întrebăm cât ori, cât să facă 28. 4, 6. Deci A egal cu 4. 4, B egal cu 7. B plus 1 egal, da, cu 7. Egal cu 7. Apoi, Cassandra. A egal cu 5. Cassandra, Cassandra, te rog, A egal cu... 5 nu merge. 5 nu merge, nu? Că 5 ori, cât să facă 28? Nu. 6? 6. Iar merge 6? Nu. 7. 7, da? A plus 1, A egal cu 7 și B plus 3. 1, B plus 1 egal cu... 3. Cu 4 pule, 4 ori 7 fac. 4 ori 7 fac 27. Da, adeți multe și nu. Cam. Da? Forma. A egal cu... Cu cine ori mai fi? Cât ori cât fac 28. În afară de 4 ori 7, A poate să fie 28. Și 14 poate să fie. Și 14 ori 2. Sigur că da. A egal cu, A egal cu 14. Ba nu, nu se poate. B plus 1 egal cu 2. B plus 1 egal cu 2. Apoi A egal cu 28. Și B plus 1 egal cu B plus 1 egal cu 1. Iată, am epuizat toate variantele. L-am luat de la 1 pe A, l-am crescut până la 28 și B a fost, B plus 1 a fost și-o completat ca să facă produsul, nu? Și răsturnatele lor, copii. Deci... Și așa, nu? Acum, ne ducem până la capăt ca să rezolvăm și pe A și pe B, trebuie să găsim. Că A-ul l-am găsit, dar B-ul iată aici e 27 din prima, da? Da. A-ul e 1 și de desubt pot să spunem B egal cu 7, că B plus 1 este. Nu, 27, domnule. 27, da? Da. Ați înțeles fetelor ce a făcut domnul? Da. Da. Pe urmă, A egal cu 2, cum vedem, dar B egal cu 13. 13. Corect. A egal cu 4, iar B 6. 6. Apoi 3. Așa. 1 și 0. B egal cu 3, A egal cu 14, B egal cu 1, și aia 28, B egal cu 0. Iată că am găsit A și B naturale. A și B naturale, că așa ne-a zis autorul, găsiți voi pe A și B naturale cu proprietatea că produsul lor face 28. Hai să mai vedem și altul. Mai dăm noi un exercițiu. Tot din ăsta? Tot din ăsta, ca să exersăm. Uite, uitați, fetelor. Să-ți găsească A și B, știi că 2A plus 1 pe lângă 3B minus 5 egal cu 32. Deci, să găsim pe A și B naturale, încât să se întâmple chestia asta. Păi, prima dată aveam 1 ori 32, dar neavând cum,
Te gândi la 4 ori 8. Nu deodată. Ne gândim la toate posibilități. Păi da, 4 ori 8. Și 1 ori 32, zice, nu? Sigur că da. Deci luăm de la un capăt. Deci 1 ori 32. Deci nu trebuie să mai la exercițiu. Nu trebuie să iei la un exercițiu. Te uiți foarte bine, Daria. Dar vreau să spun că dacă 4 ori 8 și 8 ori 4, scapă 2 ori 16, scapă nu știu cine, dacă nu iei ordonat totul, nu merge. Și tu te gândești că la un... O singură pereche, dacă ai pierdut, de valori, te-a depunctat. Tu te gândești că 1 nu se putea, nu? Da. 1 ori 32. Da, uite, hai să vezi. Eu îți propun să facem pe toate, exact. Și o vedem la momentul respectiv. Ce nu merge, nu merge. Exact. Dar nu mă gândesc la finisarea exercițiului. Deci nu mă gândesc la rezultatele A și B. Ce două numere mulțite dau 32? Da, asta ne interesează. 1 și 32. Deci odată avem. Prima variantă. 2A plus 1 să fie egal cu 1 și 3B. La 2B, da. 2A plus 1 egal cu 1, nu? Da. Și 3B minus B. 3B minus B, 3B minus 2. Minus 2. 3B minus B, că 3B minus B făcea 2B. Nu contează. Sau 3B minus 5? Minus 5. Foarte bine, minus 5. Minus 5. Nu, lasă 2, că o să vedeți. Lasă 2, da. 3B minus 2. Atât, da? 3B minus 2 să fie egal cu 32. Vouă ce nu vă este clar din ce spune domnul profesor? Că vă simt că ceva nu vă este clar. Faptul că, ce nu înțelegeți? Ce două numere adunate, mulțite dau 32? Asta ați înțeles. De ce scrie domnul profesor 2A plus 1 și 3B minus 2? Că este primul factor și ăsta e al doilea factor. Așa trebuie să scrie. Cât ori cât. Vă este clar? Și după aceea analizăm, da? Deci nu vreau deodată să găsim A-ul și B-ul. Ci după ce le-am scris toate variantele, întoarcem și lucrăm la fiecare din ele, da? Haideți să facem așa. Altă variantă, cine zice? Casandra. Zic cu ele, 2A plus 1 egal... Cu cine să fie? Ăsta să fie cine? Încât mulți cu celălalt să fac 32. Păi, 2. Casandra, închipuiesc că prima paranteză e un număr și a doua paranteză e alt număr. Da, cât ori cât? 2 ori? Hai să le luăm... 4, dar să le luăm în ordine. 2 ori cât? 2 ori cât să facă 32? 2 ori 16. Da? 2 ori 16, da? Deci zicem, 2A plus 1 să fie egal cu 2 și cealaltul, factorul celălalt, 3B minus 2 să fie egal cu 32. Cu 16. Pardon, 16, da. Ia, Daria, zic următorul. Următorul. Păi, cu 3 nu se poate. 2A plus 1 să fie... 4. 4, corect. Și... 3B minus 2 să fie 8. Următoarea variantă. Casandra. Casandra. 2A plus 1 să fie cât? 6 ori câți fac 32? Nu merge. 7 nu merge. 8. 2A plus 1 să fie 8. Și 3B minus 2 egal cu 4. Egal 3B minus 2 egal cu 4. Dar următoarea? 2A plus 1, Daria. Stai, unde e 2A plus 1 cu 16? Corect, 16. Și 3B. 3B minus 2 obligatoriu. 2. Egal cu 2. Și următoarea, Casandra? Uitați-vă, mamă, la început. Le-am luat 1, 32, 2, 16. Acum am luat... Păi, A, 2 plus... 2A plus 1. 32. 32. Da. Și 3B plus 2 egal cu 1. Așa. 3B. Deci vedem în urmă. Că exact. Acum se schimbă poziții, rolurile, da? 3B minus 2 să fie egal cu 1. Și acum ne întoarcem și muncim pe fiecare în parte. Deci luăm pe varianta asta. 6 cazuri aveți, domnul. 2A plus 1. Deci, primul caz, egal da? Cu 1. Da. 2A plus 1 egal cu 1. Rezultă că A egal 3B, cu A. 3B minus 2 egal cu 32. Cine vrea să lucreze pe tine? Casandra, hai să vă să văd. 2A plus 1 egal cu 1. Ce facem? Cum îl găsim pe A de aici? Păi,
Da? 2A egal cu 0, deci rezultă 2A egal cu 0 și atunci 2 ori cât se facă 0? Cât este A? 0. A egal cu 0, subliniem. E natural, foarte bine, sunt fericit. Da. Văd și pe celălaltul. Daria? 32 plus 2. Deci 3B egal cu 32 plus 2. Adică 34. Egal cu 34, da. Și B egal cu? Nu se poate părți. B-ul va fi egal cu 34 împărțit la 3? Nu se poate, da? Nu aparține mulțimii numerelor reale. Deci B-ul egal cu 34 împărțit la 3, da? Rezultatul ăsta nu aparține numerelor naturale. Ia uitați-vă cum a scris un profesor. Deci nu aparține, aparține este simbolul ăsta. Un E și îl tăiem, nu aparține. Nu aparține lui numerelor naturale. Și atunci acest caz nu furnizează nimic. Pentru că simultan trebuie să se întâmple pe legea. Corect. Da, important. Simultan. La fracții, dacă unul nu se poate... Păi da, da, natural. Când simplificăm, da? Da, când simplificăm. Face o legătură bună la divizibilitate. Hai, al doilea caz. Doi. Al doilea caz. 2A plus 1 egal cu 2. 2A plus 1 egal cu 2. 3B minus 2 egal cu 16. 3B minus 2 egal cu 16. Cu 16. De aici au Casandra Vinicu. Ai 2A egal cu 1, 2A egal cu 1, de unde A egal cu? A cu cât egal, Casandra? 2 ori cât se fac cu 1? Nu se poate. Imposibil. Lasă acum. 1 împărțit la 2, adică 1 pe 2. A adică... împărțit, A ar fi egal cu 1 împărțit la 2, care nu mai este un număr natural. No. Nu se mai face împărțire exact. Și dacă nu se mai face, ce mă bate o capă cu... Să calculezi pe B? Nu. Deci se putea B. B-ul mergea, dar... B-ul mergea, dar... Fiindcă data trecută de ce am lucrat? Pentru că mi-a dat A-ul spre B. Mai mai departe, 3. 2A plus 1 egal cu 4. Și 3B minus 2 egal cu 8. Deci, 2A egal cu 3. Da, da, și nu se poate. Nu se poate. Da, da. A, nu aparține. Nu se putea aparține. Acum două oricum nu se putea. Numerul natural. Asta e, nu e bun nici asta. Dar nici a doua nu cred că. Să vedem. Să vedem. Da. 2A plus 1 egal cu 8. N-avem voie să trecem mai departe. Deci 2A plus 1 egal cu 8. 2A plus 1. Da. Adică următorul caz ăsta? Nu, 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 nu. Zice că dacă n-ar fi mers, da, da, ai dreptate, dar nici un moment frământă să vă ziceți, da? Câte vreme eu trebuie să găsesc simultan A și B naturale, una nu-i, cealaltă să fie sănătoasă. Mergem mai departe, da? Dacă îi... 2A plus 1 egal cu 8. Da? Da. Și 3B minus 2 egal cu 4. Nu se poate. Iar nu se poate. Nu, că deci, facem 8. 2A plus 1 care dă 7. 7 2A egal cu 7. Iar rezultă A nu aparține numerelor naturale. Mai, mai. 5. 5. 2A plus 1 egal cu 16. Da, cu 16. Egal cu 16. Iar 3B 2 egal cu 2. 1. Egal cu 2. 2. Nu se poate. Deci nici asta nu. E 2A egal cu 15. 15. Eu m-am dus oricum la ultimul, că 2 plus 2... numerelor naturale. Și nici ultimul numer. 2A plus 1 egal cu 32. 6. Dar neapărat trebuie să studiem pe toate. Da. 2A, deci 2A plus 1. Egal cu 32. Egal cu 32. Și 3B minus 2 egal cu 1. A, nu se poate. A egal cu cât ai 31 din... împărțit la 2. 31 împărțit la 2. Nu aparțin. Nu aparțin numerelor naturale. Uite că n-am găsit. N-am găsit nicio pereche. Nu există nicio pereche de numere A și B care să se facă relația asta adevărată. A. Niciodată. Nu există niciun A și niciun B. Dar le-am muncit, le-am verificat pe toate, le-am scris. În asta constate greșițiul. Corect. Autorul ce a vrut din asta? Să vadă dacă știm cât ori cât fac 32. Da? Care sunt cele două numere și să nu pierdem ceva din ele. Corect. A, nu, nu pot să spun așa, nu are soluții. Dar stai puțin, dar ce zi se pare că am lucrat mult? Mie nu mi se pare. Și mi se pare că am analizat cu atenție. Nu, dacă nu, îți dădea domn profesor 7 A egal cu nu știu cât. Copii, de acum matematica înseamnă muncă multă, scris mult, nu abandonăm așa mai ușor, mai ușor. Dar poate vreau ca ușor. Nu, nu există mai ușor. Știi ce trebuie să înțelegeți? Că acest mai ușor înseamnă
de multe ori să ghicești niște valori, cum sunteți voi obișnuite, și dacă le ghicești, le ghicești, am făcut exercițiu și nu este. Dar aici nu ghiceați nimic. Că nu există nicio pereche de numere care să satisfacă chestia asta. Și trebuie și timp gândindu-ne, dar le-am luat pe toate în calcul. Foarte mult timp am fi irosit încercând să le... Și nu aveam cum să mă duc. Sunt o infinitate de numere, pereche A și B, care se fac acolo la mulți. Și gândurile tale nu poți să le pui pe foaie și la un concurs. De unde știe proful ce-ai gândit? Deci nu mai se materializează prin ce... Ce vedeți aici nu e decât o chestiune simplă de făcut. Vreau să vă spun că n-am ascuns acolo decât ce două numere mulțite fac 32. Ăsta a fost secretul. Corect. Și, pe urmă, a mai fost un pas să rezolvăm, sigur că da, cazurile toate prinse. I-ați învățat să redactez. Da. Și pe urmă, când am luat pe fiecare în parte, am înțeles ce înseamnă să existe ambele valori. Că dacă una există și nu există cealaltă, n-am făcut nimic. Deci, am avut ceva de învățat din exercițiul ăsta. Chiar foarte frumos. Da. Altceva, mă gândesc acum. Mă gândeam dacă eu v-aș fi dat desfășurat, să zicem, vă dau așa, A ori B plus 2A plus 2B plus 4 egal cu 30. Deci, păi simplu și ușor, mulțumesc pentru exercițiu. Să vedem. Păi, fac acolo 30 împărțit la 3 ca să aflu cu 2 A ori B. Dar de ce 30? Pentru că am acolo, o să am. Deci, a spus și plus 4. Am o să auzit plus 4, dar e și mai ușor și așa. Da. Păi, dacă am A ori B plus 2B, așa. 3A plus 3 ori 3B. 3A ori 3A. Nu e 3A. Pentru că 2 plus A. Nu mai, ăsta e A ori B înmulțit. Păi da. Și 2A stau deoparte și 2B stau deoparte. Da. Și nu, sunt trist că nu mai am situația asta, cât oricât, dacă aș putea, visez acum, dacă aș putea organiza de aici, să-mi apară ceva, două paranteze mulțite acolo, ce fericit aș fi. Ia să facem un pic să vedem. Deci, ce să facem cu patul ăla, că mă cam încurcă. Îl scădem, corect. Să scădem și scăpăm de ea. Da, da, și eu spun. Eu spun să-l lăsăm mai la... urmă. Domnul profesor zice să-mi mai lași. Da, nu fi degeaba. Dar în afară de faptul că te înfurii în patru ăla, s-ar putea să-ți fie de mare folos. Ca să poți de ce mai complicat, puteam să nu ți-l dau și te-aș fi băgat în panică. Dar acum în ceață. Dar păi acum am puneați 26 în loc de 30. Spuneam 26 și tu trebuia să dai seama că ai nevoie de patru, acela ar fi fost mai complicat. O să vedem în dea. Uite ce vă propunem. Hai să privim la ăștia doi. Să privim la ăștia doi. Ce am putea face la ăștia doi dacă privim? Putem să scoatem în factor comun un A. Ce rămâne? A. A pe lângă? A pe lângă B. A pe lângă B plus 2. Plus 2? Păi, dar haide la să ne amintim la distributivitate. Păi nu e A pe lângă B. Deci a rămas B. Uite, când zic așa, Daria, 2 ori 7 plus 2 ori 9 nu e egal cu 2 pe lângă, 7 plus 9. Da. Așa asta e proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare. Acum, noi avem desfășurată și vedem pe a, și aici și în partea aflată, da? Deci A este în două locuri. Este și în prima parte, A ori B, și vedem și partea asta. Și acum dăm pe A în factor comun, că știm să dăm factor comun, fratele. Da, dar văd că aici am înțelege, Daria. Aici e 2 ori A. 2 ori A, mama. Știu. Și dacă pe A l-am dat în factor comun, aici a rămas B și aici a rămas 2. Lasă apa și fii atentă cu ce. Da? Hai, urmărim. Mai insist încă o dată, Casandra. Uite. Dacă zic 2 ori 7 plus 2 ori 9, pe 2 îl văd comun. Îl văd și aici, îl văd și nicol. Și o scoatem, da? 2 pe lângă 7 plus 9. Așa și aici. Închipuiți că în loc de A ăsta ar fi 2, da? Sau 3, sau 5, e comun. Da? Deci îl scoatem în factor și spunem A pe lângă, cine? Casandra vorbește, A pe lângă.
Adică înmulțit e pe lângă, că noi zicem pe lângă, da, aici ascundem un nod. Da, înmulțit cu? 2, nu iubita. Nu mai este 2B. Uite, le-ai luat pe A, ce a rămas? B. 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 Simplu, B plus... Plus 2. Plus 2. Da? Ia să desfacem paranteza asta, să vedem dacă ai avut dreptate. Casa. A ori, ori B. Dă A, B, B sau A ori B plus A ori 2, 2A. Este ca și exact ca înainte. Ce nu înțelegeți? Așa, și din următoarele două? Plus 2B plus 4. Da, da, da. Iar aici, în partea asta, avem 2B plus 4, da? Nu putem desfacem. Ba da. Hai să scoatem pe 2. Da. B pe 2 să scoatem. Da. 2 ori B plus 4. 2 pe lângă. 2 pe lângă B plus 4. Nu, B plus 4. Pe lângă. Pe 2 îl dăm un factor. Ei, 4 ăsta poate fi văzut de noi ca 2 ori 2. Și de-aia îl dăm pe 2 în factor și dăm profesor. Așa! Și-a rămas un B și un 2. Da. Și acum îl dăm pe 2 plus. Deci plus 2 pe lângă. Ce-a rămas? B plus 2. Cred că să mai lucrați din asta, să nu înțeleg. Mergeți acolo și eu știu că aici. Da. Deci voi n-ați înțeles aici. N-au înțeles. Mai insist încă o dată. Nu m-ați uitați, fetelor, iau din nou. A ori B plus 2A plus 2B plus 4. Plus 2B plus 4. Plus 4. Egal cu 30. Egal cu 30. Și aici visăm foarte atent la ideea de a reuși să avem o paranteză, da? O paranteză mulțită cu altă paranteză. O paranteză mulțită cu altă paranteză egal cu 30. Ce minunat. Ce fericit aș fi să am o astfel de situație. Pentru că acum, atunci am să zic, cât ori cât fac 30? Cum a fost data trecută, 32. Și pot să gândesc. Și acum eu mă concentrez foarte tare și spun, mă, cum să fac eu să apară o paranteză mulțită cu o altă paranteză? N-am decât o șansă să-i privesc pe ei doi câte doi. Și să am șansa să ajung acolo în final. Și iată, pe primii doi, dacă îi urmăresc, fratelor, dacă urmăresc pe primii doi, aici e A ori B, aici e 2 ori A. A-ul e comun și în primul și în al doilea. Și cum știu proprietatea de distributivitate, am șansa să scot pe A în factor. Și o să zic atunci, A pe lângă cine, Daria? A pe lângă A. B plus 2. Asta e, da? B plus 2. A plus 2 pe lângă B plus 2. Stai puțin. A pe lângă B plus 2. Din plus. Primii 2. Plus. Acum din mai ăștia 2. Pe lângă B plus 2. 2 ori 2, da? Deci plus 2 pe lângă... Pe lângă B plus 2, pentru că noi acolo avem 2 ori 2. Perfect. Deci de aici mă rămas doar B. Pardon, am dat pe 2. Pe 2, da? Mă rămas doar B. Și dincolo mi-a rămas un 2. Că pe primul 2 l-am scos aici, da? Da. Și uite când desfac, Daria vine 2 ori B plus 2 ori 2 plus 4. Da. E perfect. Egal cu 30. Și în final noi se repetă B plus 2. A, se repetă paranteza asta, ce fericit sunt. Că B plus 2 ăsta se repetă. Și atunci îmi închipă ca și par fi un număr și scot încă o dată în factor. Și hai să notăm cu un, paranteza asta. Să notăm paranteza asta cu un X. Da. Dar și cealaltă trebuie să notăm cu X. Tot așa. Și sigur că da. Și vine A ori X plus 2 ori X egal cu 30. A ori X plus 2 ori X egal cu 30. Ce observăm? A ori X plus 2 ori X. Putem scoate pe X încă o dată. X pe lângă A plus 2. Sigur că da. X pe lângă A plus 2. Egal cu 30. Dar cine era X-ul? Cine a fost X-ul? Hello. B plus 2. B plus 2. Și-o locuim acum. Când vine B plus 2, pe lângă, înmulțit cu A plus 2. B plus 2 în paranteză, da? Da? B plus 2 în paranteză. Că așa a fost X-ul. Paranteza asta. Deci B plus 2, pe lângă A plus 2, egal cu 30. A, deci ambele e numai. Acum avem 2. Acum am ajuns în momentul ăla fericit. Cât ori cât se facă 30? 10 ori 3. 10 ori 3. Avem toate posibilitățile. Dar până am ajuns aici, Daria,
Dar ea a fost foarte tare. Foarte tare. Pentru că eu am dat eghișițul așa. A ori B plus 2 ori A plus 2 ori B plus 4 egal cu 30. Și visam la modelul din data trecută. Când a fost o paranteză, mulțită cu altă paranteză, egal cu 32. Vă amintiți? Și cât oricât se facă 32 și le-am analizat. Dar acum, cum era așa răsfirat și desfăcut, nu mai puteam să... N-aveam nicio inițiativă. Da. Trebuia neapărat să mă duc, să fac tot felul de manevre, încât să ajung aici la momentul acesta fericit, când am un produs de două paranteze. Da? A fost o primă idee să scot pe A factor comun. Da? Am scos și pe 2 din partea cealaltă și ce să vezi? Bucurie mare. B plus 2 este o paranteză care se repetă, cum spune, adică este și în primul factor și în cel de-al doilea. Și de aceea am scos pe B plus 2 și a apărut A ori X plus 2 ori X. Acel X încă o dată se scoate în factor. Știți de ce am notat cu X? Ca să revină mai ușor, da? Da? Să fie mai vizibil. Și nici să mai scrim, dar și să ne să placă ochiului. Ochiul să fie cel care să sesizeze că X-ul ăsta poate fi dat în factor, da? Și X pe lângă A plus 2, iată se întâmplă repede lucrul acesta și ne întoarcem și dacă ne apucăm liniștiți de treabă, nu cred că va fi o problemă. Cât oricât se facă 30. Începe. Ia să vedem. Cine... 1 ori 30. O primă variantă ar fi... Deci B plus 2 să fie B plus 2 egal cu 1. Da. Și A plus 2 să fie 30. Da. Numai 1 ori 30. Lasă că vedem noi. Analizăm după aceea. După aceea analizăm. Nu propun să vedem calculul până la capăt, da? Deci A plus, B plus 2 egal cu 1 și A plus 2 egal cu 30. Apoi, 2. Alt caz. B plus 2 egal cu 2? B plus 2 egal cu 2 și... Și A plus 2 egal... A plus 2 egal cu 15. Apoi, 2, 3. Cred că se poate. B plus 2 să facă cât? 3. B plus 2 să facă 3. Să poate, sigur că da. Și A plus 2, 10. A plus 2 egal cu 10. Apoi, B plus 2 să facă 4, nu se poate, dar 5 merge, da? Și A plus 2 să facă 6. A plus 2 să facă 6. Pe 5 ori 6 fac 30. B plus 2 să facă 6. 6 și A plus 2, 5. Apoi? B plus 2 să facă 7, nu se poate. 8. B plus 2? Nu se poate. Să facă cât? 8? 8 nu se poate. 9 nu se poate. 10. 10, da. B plus 2 egal cu 10 și A plus 2 egal cu 3. Da, și A plus 2 egal cu 3. 11 nu merge. Dar le întoarceți pe celelalte, dacă m-am luat. Sigur că da. Aha, că B plus 2 egal cu 15. Uite, ne-am întors așa, bine. Egal deci cu 15. B plus 2 egal cu 15. A plus 2 egal cu 2. Egal cu 2. Și în sfârșit, B plus 2 egal cu 30. Egal cu 30. Și atunci A plus 2 egal cu 1. Am făcut toate cazurile, am analizat tot, absolut tot și urmează acum să ne întoarcem și să vedem concret care din ele pot fi, care ne furnizează perechi. Care ne dau pe A și B naturale. Hai să începem cu... Începem ca să arătăm, te rog, pe primul. B plus 2 să facă 1. N-are cum să facă 1. Deci asta pică, ai spus tu și ai observat foarte bine la bun început. Hai să mergem cu varianta B plus 2, ca să am egal cu 2. Și A plus 2 egal cu 15. Păi B poate fi 0. Deci de aici rezultă obligatoriu cu B egal cu 0 și îmi place. Iar din partea cealaltă, A egal cu? A egal cu... Păi 15 minus 2. 15 minus 2, adică 13, da? Și iată o primă pereche, foarte bună. Mergem mai departe. B plus 2 egal cu? Egal cu 3. B egal cu 1. B egal cu 1, deci rezultă că B-ul e 1. Iar A plus 2 egal cu 10.
Așa scriu casamba, din care le iese că A egal cu 8. Și îmi place și acest echipaj și mă bucur că am găsit o altă pereche. Merg mai departe. B plus 2 egal cu 5, dar ea vorbește? B plus 2 egal cu 5 și A plus 2 egal cu 6. Rezultă că B egal cu 3. Da. Și că A egal cu 4. Perfect. Apoi B plus 2 egal cu 6 și A plus 2 egal cu 5. Rezultă că B egal cu 4. Da. Și rezultă că A egal cu 3. Și A egal cu 3. O altă pereche, bună și asta. Continuăm. Și apoi B plus 2 egal cu 10. B plus 2 egal cu 10. Și A plus 2 egal cu 3. Rezultă că B egal cu 8. Și da. Rezultă că A egal cu 1. Casandra, te rog, vorbește tu mai departe. Unde suntem? A fost 10-3 aici, acum suntem aici. B plus 2 egal cu 15, 15 minus 2 dă 13. Deci B, egal, B plus 2 egal cu 15, toată lumea trează. 13. Și B-ul este 13. Iar A plus 2 egal cu 2 mă conduce la A egal cu 0. Da? Și în sfârșit, ultima... Care nu interesează, nu? Din cauza că acum da. Să facă unul, nu va fi imposibil. Deci prima și ultima au picat. Am găsit o serie de perechi, șase. A și B, 6 perechi. Și cu asta, dacă le înlocuim aici, facem calcul cu oricare din perechi, dar cu oricare, ne dă 30. Sigurat. Începem? Să încercați să vedem sunt una de da. 13 ori 0. Da, avem așa, da? Deci au cât ai zis să fie 13? 13 și B-ul să fie 0. Și B-ul egal cu 0. Deci 13 ori 0. 13 ori 0. Plus 13 ori 2. Plus 0 ori 2. 0 plus 4 2. Egal cu. Este egal cu 0 plus 26 plus 0 plus 4. Și egal cu 30. 26 plus 4 egal cu 30. Deci oricare din perechi. Oare am fi reușit să fi încercat la întâmplare perechile A și B? Credeți că găseam noi așa 13 și B 0? Sau alte perechi? Nu, ar fi fost. Și n-ar fi fost sănătos. Pentru că tot timpul cineva ne-a fi spus. Dar ce l-ați încercat pe toate posibilitățile? Da. Deci nu este corect să dăm niște numere acolo și poate avem baftă sau nu avem baftă. Egeșițul nu s-ar fi terminat niciodată prin încercări. Atenție, niciodată. Abia acum am înțeles care e rostul acestui grupaj făcut, visul acesta al meu pentru a organiza un produs de două paranteze egal cu 30. A fost un vis îndrăzneț și s-a și împlinit și a fost singura variantă pe care am putut-o aplica ca să pot face gheștiu. Vă mai spun că dacă nu vă dădeam eu 30 și dădeam egal cu 26, nu mergea. Ba, da. Era mai greu. Era mult mai greu. Că trebuia să vezi tu să scoți, să aduni un 4 în ambii membri. Deci ceea ce îmi spuneați voi să fac, însemna să mă îndepărtez de gheșițiu. Dalia, da? Ești atentă? Da. Îmi pare rău că am dat această soluție. Dar asta vine din prima, când te uiți la problemă. Știu-ți, știu-ți. Da, și eu una. Da, și te gândești la asta. Ce anume? Că te uiți așa, pur și simplu, la această problemă și îl vezi pe patru acolo, spui că ce caută patru acolo? Da! Să scan! Păi da, ca să ușureze gheșiciul. Da, dar deci, de fapt ideea de a scăpa de patru acelate întrebări ce rost are, ar fi fost cea mai păguboasă idee, pentru că te îndepărta de gheșiciul. Nu mai puteai să faci grupajul ăla. N-aveai cum să mai grupezi pe 2B cu cine? Cu cine? Ăsta era motivul. Da? Deci neapărat îmi trebuia un număr și nu orice număr, ci numai 4. 4 face serviciul acela pentru că scoțând pe 2 în factor comun apare tot B plus 2. Eu n-am spus plus 5 acolo. N-am zis plus 6. Dacă ziceam plus 6, aici apărea B plus 3 și nu era o afacere. Deci afacerea bună este cu B plus 2. Cu 4 acela, da? Da.
neapărat așa pe văzut. Ce, cu ce ne îndepărtăm noi de aici? Când, dacă plecăm acum de la ghișițul ăsta? Păi nu avem 4 ore și n-ar fi mai greu, pentru că dumneavoastră a zis că 4 este egal cu 2 ori 2. Și de acolo ne-am pornit noi ca să ne dăm seama. Da. Adică... Dar cu ce amintiri plecăm? Cum de lângă aceste ghișițuri ne îndepărtăm? Și cu ce rămânem noi? Cu ce rămânem? Care este miezul problemei? Nu trebuie să, când aveai în exercițiu mai multe nescute și ceva, da. Trebuie să te folosești de... Deci, așa cum vedeți voi ghișițiu dat, prima chestie care trebuie să păstrați ca amintiri este că trebuie lucrat acolo așa fel încât să avem un produs de doi factori. Dacă nu reușim să așezăm ghișițul ăsta sub forma a două paranteze înmulțite, ca să mă duc cât ori cât să facă 30, n-am nicio șansă. Deci prima problemă, nu neapărat acolo, sigur că dacă scăpați de patru același și faceți mișcarea, vă îndepărtați de ghișițul foarte mult. De aceea, eu am spus așa, nu mă grăbesc să scad. Deci nu mă grăbesc să scad, pentru că s-ar putea să stric din ghișițul. El făcea mult mai complicat și nu vreau să văd care aia. Nu că îl făceam. Ne lipseam de șansa de a-l rezolva. Noi puteam să desfac paranteza. Deci nu mai puteam grupa și acolo. Și rămâneam cu 2B-ul ăla. Și ce facem cu 2B-ul ăla? Atât. Și ce facem cu 2B-ul? Deci ăsta era cu B plus 2. Da. Și aici rămânea 2B și n-ar fi fost cuplat cu nimeni. Deci, practic, ne trebuiau 4 termeni, să grupăm 2 câte 2, asta a fost, dar nu oricum. După ce am grupat, să se repete B plus 2, B plus 2, aceeași paranteză, ca să o mai spatem o dată în factor comun. Da? Deci așa trebuie văzut. Așa, dar momente importante ale ghișițului. Deci momente importante ale ghișițului. Da? 1. Momente importante aici. 1. Darea, spune tu. Primul moment foarte important. Adică am dat un factor comun. Da. Deci gruparea celor patru termeni. Gruparea celor patru termeni. 2 câte 2. Deci gruparea celor patru termeni. 2 câte 2. Cu obiectivul, da? Obiectivul fixat de la început, cu obiectivul fixat de la început, acela de a ajunge la un produs de două paranteze. Obiectivul fixat de la început, acela de a ajunge la un produs de două paranteze. Acum de desubt spune. Apare B plus 2, nu? Și într-un membru și în celălalt. Apare B plus 2 și într-un membru și în celălalt. Și în final se așează. În final se așează cum? B plus 2 în paranteză, ori A plus 2, în final se așează, B plus 2 în paranteză, ori A plus 2, egal cu 30. Ăsta a fost momentul cel mai tare. Al doilea moment important. Se așează, B plus 2 în paranteză, ori A plus 2, egal cu 30. Al doilea moment important. Analiza atentă a tuturor cazurilor. Da? Momentul al doilea. A fost analiza atentă a tuturor cazurilor. Ce două numere mulțite fac 30? Notează și asta. Deci momentul 2. Al doilea moment important. Analiza atentă a tuturor cazurilor
Două puncte. Ce două numere înmulțite? Ce două numere înmulțite? Egal cu... Nu, cât ori? Cât egal cu... Ce două numere înmulțite este egal cu... 30. Da, spun analiza atentă a tuturor cazurilor, că dacă un caz l-ai scăpat, s-ar putea să... E pierdut sigur. E posibil să pierd o soluție și de fiecare dată noi am văzut aici că era pericol să pierd o soluție. Da? Cu aceste două amintiri plecăm de la Gheșițiu și dacă cumva într-un alt Gheșițiu mai întâlnim o situație de aceasta, apoi știm ce vom face, da? Noi avem clar în minte că nu degeaba ne-am străduit aici. Bun. Ștergem tabla. Domnul profesor, da? Mai facem o fracție? La mai facem și un lucru. Mai avem prima parte, să o facem cu problemuțe, cu mai gândim. Da. Vreau să insist foarte tare să vă dezvolt partea asta de gândire și... Da, dar văd că foarte greu vor. Foarte greu pentru că... Și se pierd, ați văzut? Gata, nici nu vă mai urmăresc. Nu au antrenamentul ăsta. Nu vor să descopere partea frumoasă. Că doar aici am ascuns, dar cât oricât fac, 30. Exact. Da? După ce am aranjat parantezele. Deci cât oricât fac 30, nimic în plus. Adică trebuie să fiți bucuroase că domn profesor o învață niște șmecherii, se numesc astea. Da. Deci la un alt nivel acolo. Exact. Depășim nivelul de clasă, de tot ce se întâmplă, rutină. Nu prea iubesc eu așa foarte tare rutina. Adică ce înseamnă rutina? Să faci același lucru din mai multe ori. Da, același fel de exerciții, da. Și știu, gata, am învățat să fac același... Fac înmulțiri, fac împărțiri, nu știu ce. Dar vreau să văd și altceva. La ce ne ajută matematica asta? Oare chiar este o disciplină așa de importantă de cum se aude? Este, într-adevăr, o disciplină foarte importantă. Suma a trei numere este 72. Suma a trei numere... Este? 72. Casandra, tu cum ai auzit? Cum ai traduce? A plus B plus C. Sigur că da. Deci e notat B plus C. A, B și C, da. Deci prima relație tradusă ar fi A plus B plus C egal cu 72. Să se afle numerele știind că... Deci primul... A egal cu cine, B egal cu cine și C egal cu cine, da. Învățați-vă să scrieți așa cum face domnul profesor. Vă rog foarte tare. Deci cine sunt numerele A, B și C? Știind că? Știind că primul număr este de 3 ori mai mic decât suma celorlalte două. Primul număr? Este de 3 ori mai mic decât suma celorlalte două. Cum să scriem asta? A, știu. A egal cu B plus C în paranteză împărțit la 3. Uh-huh. Primul număr este de 3 ori mai mic decât suma celorlalte două. De B plus C, împărțit la 3, da? Faptul că e de 3 ori mai mic. Sau altfel spus, el A, înmulțit cu 3, îl aduce până la B plus C. Deci ăsta se mai traduce și așa. Că de 3 ori A, de 3 ori A, face cât B plus C. Da, că e mai greu să lucrez cu împărțiri. E mai greu, nu? Deci mai bine a fost varianta asta. Da. De 3 ori A, că el e mai mic, de 3 ori multiplicăm, ne face cât B plus C. Iar diferența dintre al treilea și al doilea număr este egală cu jumătatea celui de-al doilea număr plus 4. Mai repede, dar aici. Sigur că da. Mai rar, că nici nu am prins problemă. Iar diferența dintre al treilea și al doilea număr... Diferența dintre al treilea. Cine al treilea? Ce? Ce? Deci ce e mai mare decât B? Nu. Diferența dintre al treilea și al doilea... Ce minus B? Ce minus B? Ce minus? Da. Păi da. Nu da. Plus. Ce minus B este egală cu jumătatea celui de-al doilea număr plus 4. Jumătatea celui de-al doilea număr. B împărțit la 2 plus 4. Da. Deci B împărțit la 2 plus 4. Da. Cu jumătatea celui de-al doilea număr plus 4. Corect. Asta e tot. Deci, practic, trebuie să le vedem cele trei relații puse una lângă alta. Hai să zicem A plus B plus C. A plus B plus C face 72. Să scrim încă o dată, da? Vă rog să le scrieți și voi. A plus B plus C face 72. Iar 3A...
Așa să le punem pe toate. 3A egal cu B plus C. Da. Și mai am că C minus B este egal cu B împărțit la 2 plus 4. Acestea sunt cele trei relații care leagă pe A, B și C și care sper eu să le folosesc cu grijă încât să mă ducă la A, B și C. La profesor l-am aflat pe A. Zi. 18. Am făcut A plus 3A egal cu 72. 4A egal cu 72. A egal cu 72. Pentru că B plus C e 3A. A egal cu 18. Că B plus C ăsta este 3A, da? Și atunci tu ai folosit pe B plus C. A egal cu 18. Deci aici rezultă că A plus 3A este egal cu 72. Iată, la cine ajută și calculul acesta? Când făceam operațiile, mulțime, împărțim, nu știu ce pe acolo, ne ajută la ca acum să putem opera, să putem să descurcăm. Deci, de ce echivalent cu 4A egal cu 72? De unde rezultă că A simplu? Egal cu 18. 18. De acord. Acum facem 70 B plus C egal cu 72 minus 18. B plus C cu 72 minus 18. Sau 18 ori 3. Sau 18 ori 18. Da. Și la ce te ajută? Ca să le aflu pe B plus C. Vrei B plus C? Da. Ai înțeles cum a zis? Pe B plus C îl poate face 72 minus A. Da. Sau B plus C egal cu de 3 ori A. Au, totul meu, da. Deci ești noi, B plus C. Eu am făcut 18 ori 3, mi s-a făcut mai ușoară. 18, da. 8 ori 3 care de 24, adică 54. Bine. Și iată că noi mai știm că... Mai e o informație, că B plus C fac 54. Și că C minus B egal cu B împărțit la 2 plus 4. Bun. Da. Să spiu și eu pe asta. Că C minus B... B minus B împărțit la 2 plus 4. Bun. Domn profesor, aș putea să le unez? Nu știu ce să fac. Adică... Mi-ar place să le poți fructifica pe ăsta două. Da, adică, într-un fel... Să le valorificăm, da, cu grijă. Și mă duc. Ce minus de aici am și de plus ce. Da. Poți să spun și ce plus de aici și ce minus de aici. Că ce plus de aici și ce. Deci adunarea este comutativă. Da. Iar spune așa, ori scrii B plus C, ori scrii C plus B, este același lucru. Dacă e egal cu B împărțit la 2, deci C minus B e egal cu B împărțit la 2. Păi să scoatem pe C din prima, nu? Stai! Cum adică? Nu? Nu, lăsăm inițiativa lor. Da, pot să spun că C e egal cu 54 minus B. Da, 54 minus B. A, tu nu! Dar în loc de C am putea să punem B. 54 minus B? Exact. Da, putem spune 54 minus B, adică 54 minus 2B. Înlocuim, nu trebuie să faci calculul deodată, ca și idee. Deci eu nu vreau să te duci la final să mai afli pe B. Da. Ci vrem să găsim ideea de lucru, cum continuăm mai departe, Daria. A, domn profesor, deci, facem 54 minus B. Ce e egal? Ce e egal? Așa. Deci de aici scoatem că... Pe ce? Ce e egal cu 54... minus B. Și ce fac cu C-ul ăsta? Uitați-vă puțin. Mă duc în acea relație. Mă duc în asta, dar cu C-ul de aici, din ea trăiești tu aici la locul. Și nu o să am niciun B pentru că B minus B de 0. Stai puțin, 54 minus B scriem în locul lui C, da? Scriem, da. Deci scriem cu ele și pe aceea să o putem. Deci, să zicem, a doua relație devine, în loc de C punem 54 minus B. Zi, dar ea poate lasă. 54 minus B minus B. Minus B. Egal cu B împărțit la 2 plus 4. Și atunci trebuie să spunem că 54 este egal cu B împărțit la 2 plus 4. Pentru că B plus B minus B da B. Dă 0, mă scuzați. Nu. Și atunci 54. Ba da, că noi avem, deci. Dacă scazi, da, și apoi scazi, nu. Adică vine vulpea, mănâncă două găini. Și mai mănâncă două găini din coteț și nu mânca niciuna. Deci, atenție, sunt 7 găini în coteț, în, acolo unde stau găinile. Mănâncă vulpea două. Da. Și a doua seară mai mănâncă în două. Și înseamnă că nu a mâncat nimic, ca așa spus. A mâncat zero. A mâncat dublu. A mâncat dublu.
Adică B minus B minus B fac minus 2B. Deci 54 minus 2B. Cu asta ar trebui egal să... cu B împărțit la 2. Echivalent aici. 54 minus 2B. Dar Casandra, de ce ai zis că fac 0 și tu? Dar e la fel? Parcă ai fost B minus B. Da. Dar e minus B, minus B, adică datorii 2 lei și încă o dată 2 lei. Deci s-a mărit datoria, s-a dublat. Deci minus 2B egal cu B împărțit la 2 plus 4, da? Deci vale cu. Ei, ce mai fac acum? Ce mai fac? Nu e așa de greu. 54 minus 2B. Păi, dacă nu, deci 54 minus 2B egal cu B împărțit, adică jumătatea, plus 4. Adică am B și n-am fața egalului și după egal nu ar trebui să-i duc undeva și cu B într-o parte și cei liberi într-o parte. Cum ați lucra voi? Hai să ne închipuim că aveți o scădere, egal cu un rezultat aici. Putem să spunem. Da? Știți bine că zice 7 minus 5 egal cu 2. Înseamnă că 7 de asta este egal cu 2, cu 5 în dreapta, 2, adunat cu 5. Cum faceți voi pe 54 ăla? Nu? Da. 54 minus 2, da. Cu C minus B, ar putea să scrie așa? Păi, dacă ne ducem la C minus B... Ar putea locuică. Nu mai înlocuim bine da, acolo. Da, suntem aici concentrați, că avem o singură necunoscută. Nu ne mai întoarcem. Știi păi de ce? Casandra, dacă îl băgăm și pe C în discuție, stricăm egeșițul. Pot să duc, că știu că am mai făcut o problemă. De asemănătoare. Și pot să duc, că pot să spun 54 minus 4 egal da. Cu 2B plus B împărțit la 2. Corect! E bine, păi, scădem pe 4 din ambii membri. Da, și apoi fac 50 egal cu 3B împărțit la 2. Hai să scluăm și noi. Deci echivalent cu azi zice. 54, un pic. 54 minus 4 minus 2B egal cu B împărțit la 2. Bine? Da. Uite, dar acum să dăm de 54 minus 4 minus 2B egal cu B împărțit la 2. Adică 50 minus deci 2B. Deci vine 50 egal cu B împărțit minus 2B la 2. Egal cu B împărțit la 2. Adică dacă eu scad 2B minus numărul de jumătate 3B. Adică 50 ar fi... Grăbește un pic. Ce aș putea să zic? Ca lucrurile să meargă bine, B-ul trebuie să fie impar. B-ul da, trebuie să fie 2, 4, 6, 8. Că numai așa dacă dar e B-ul impar... Dar B-ul nu poate să fie 2. Acum... Deci nu poate să fie 2, nu? Da, 2 fix. Na. Cam cât vă gândiți voi să meargă B-ul? B-ul... Păi trebuie să ne gândim, măi, B-ul... B, deci să fac dintr-un număr... Practic, scad dublul unui număr. Hai să mergem așa, un pic printr-o încercări, așa, printr-o încercări, să vedem. Pentru început, B-ul la cât v-ați gândi? Dacă să dea 50, domn profesor, nu le ducem și 2 B-ul în partea aia altă? E problemă de copii. În partea cealaltă? Nu, atenție, la nivelul lor trebuie să gândim altfel. Aș putea, Daria, să te ajut, spunându-ți așa, dacă este rezultatul scăderii, descăzut, egal cu scăzătorul plus rezultatul, nu? Știm asta. Uite, cum am zis, 7 minus 5 egal cu 2. Da? 7 minus 5. 7 este egal cu cine? Cu 2 plus 5. Și dacă aplic tehnica asta, ce s-ar întâmpla aici? Asta știm din clasa a doua. Descăzutul egal cu scăzătorul plus rezultatul scăderii, da? Deci 50 în cazul nostru, copii. 50 ar fi egal cu... 50 este egal cu B împărțit la 2 plus 2B. Corect. Plus 2B, corect. Plus 2B. Adică 50 este egal cu... Poți să spun? Cât? 3B împărțit la 2? Nu, vedeți că are o problemă aici. Adică adaug la jumătate, practic am jumătate și adaug 2B, adică 2B împărțit la 2. De ce v-am invitat să vă gândiți la un B care să vă meargă? Pentru că aici este un mai delicat egheșițiu, mai,
mai dificil. Dacă vreți, aș putea așa. Le-ați învățat fracțiile. Sigur mă pot duce acolo. Dar dacă B-ul ăsta ar fi așa, da? B-ul ar fi segmentul ăsta. Jumătatea B-ului ar fi segmentul acesta. Da? Jumătatea ar fi segmentul ăsta. Iar ce ar însemna 2B? 2B ar însemna un B și încă un B. Câte jumătăți? Câte jumătăți de ăsta aș avea? 5. Și fac 50 împărțit la 5, adică 10 și o jumătate 10. Deci B e 20. Păi, da? Deci câte jumătăți am în 2B? Am una, două, trei și patru. Și cu cel de sus? Și cu cel de sus sunt 5 jumătăți. Deci B pe 2, jumătatea lui B, iar înseamnă că B-ul întreg se compune din două jumătăți, da? Celălalt B iar din două jumătăți. În total, câte jumătăți sunt în clipa asta? Sunt 5 jumătăți. Și dacă pe B... 50 împărțit la 5. Deci pe B pe 2, B pe 2 notăm cu S, cu un segment, da, cu S, am avea 50 egal cu 5 de-al de S și numai un singur S ar să fie 50 împărțit la 5, 50 împărțit la 5 și egal cu 10. Deci numai un singur segment egal cu 10. De ce? Păi în jumătate 10. Păi jumătate. Deci numai un segment. Deci, un singur segment, adică jumătate din B este 10. Așa, da. Atunci B simplu va fi egal cu de 2 ori ori 10. 2 ori 10 își face cât? 20. 2 ori 10 fac 20. Și dacă l-am găsit pe B, pe al știu, pe cine îl pot afla? 54 minus 20. Deci C-ul va fi egal cu 54 minus 20 se face 34. 34. Și cu asta am găsit cele câte numere? 3. 3 numere. Vreau să mă întorc înapoi să văd, să-l analizez, că nu mi-a plăcut. Adică vreau să, din nou, să mă aleg cu ceva din exercițiul ăsta. Deci, mai întâi, Casandra spune așa, autorul. Suma a trei numere este atât. Triplu sau A este de trei ori mai mic decât B plus C. A-ul este de trei ori mai mic. L-a multiplicat cu 3, de trei ori, ca să-l aducem la nivelul B plus C. Iar diferența dintre C și B este cât jumătatea lui B plus un 4. Ei, cum am gândit? Ați văzut foarte repede că B plus C e 3A. Și de aceea aș locui pe B plus C cu 3A și cu un A fac 4A și 72 împărțit la 4 și vă dat A 18. Foarte repede. Și acum ne-am întors și am mers că B plus C știu 54, iar C minus B egal cu B împărțit la 2 plus 4. Aici a fost inițiativa voastră. Dar eu știți cum aș fi făcut exercițiul? Eu aș fi scos, dacă C minus B egal cu atât, C-ul de aici este egal, nu scăderea, descăzutul, scăzătorul, și ăsta e rezultatul. Înseamnă descăzutul C egal cu B pe 2 plus 4. B împărțit la 2 plus 4 și plus un B. Da? Și știindu-l pe C, pe C-ul de aici scos din a doua, nu l-aș fi scos din prima, deci da, din a doua. Și cu C-ul ăsta mă duc în prima, așa aș fi avut. B plus C-ul, care este B, pe 2, B împărțit la 2 plus 4 plus B. Așa aș fi avut 2B plus B împărțit la 2 plus 4. Dar aș fi avut prioritatea aceea cu scăderea. Deci aș fi evitat cu scăderea aceea. Minus 2B. Da. Și aș fi avut 2B plus B pe 2. Plus B împărțit la 2B 4. 2B plus B pe 2.
împărțit la 2. Egal cu 50. Tot acolo. Da, tot acolo. Sigur că da, tot acolo. Tot acolo. Dar am evitat minus B, minus B. Asta e. Dar am mai învățat ceva. Sigur că scăderea de 2 ori rămâne elementul acela dublat ca scădere. Exact, adică azi minus un leu, azi minus un leu, mâine cum să ai 0? S-a dus la datorie acolo. Nu? Adică minus. Le învățăm ușor, ușor. Sigur, sigur că m-am dus. Am fost și aici eu aș fi vrut, domn profesor, dacă ați vrea să le puneți fracție, i-ați învățat fracții. Da, 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 da. În loc să spun B împărțit la 2, iată, B pe 2. Da. Să vedem. Echivalentul. Și să vedem cum se lucra, poate mai repede. 2B plus B împărțit la 2. Adică B pe 2. B pe 2. În loc de B împărțit la 2. Dar eu rog și nu mai scrie B asta. Da. Deci 2B plus B pe 2. Egal cu 50. Deci 2B plus B pe 2 egal cu 50. Ia să vedem cum rezolvăm asta. A, dar chiar că e. Păi știți fracții. Vă învăța domnul profesor. Adică dintr-un întreg, întregul împărțim la 2 și practic luăm aia. Și noi avem 2B. Da, era mult mai ușor. Deci, Daria, și stă de direcția Daria, dacă sunt aici pot să spun că am 2B. 2B supra 1, Daria. Aducem același numitor și tu, cum te-a învățat un profesor. Deci 2B supra 1 plus... Iată care e rostul fraților. Exact. Deci 2B pe 1 plus B pe 2 egal cu 50. Da? Pe 1, 50 pe 1. Lăsăm 50. 50, da. Echivalentul. Și dare aici numitorul comun. Pe cine te vrea, ia. Casandra a lipsit, dar tu trebuie să știi. Numitorul deci comun. În numitorul e un, pe primul în am cu 2. Cu 2 ca să o facem. Și atunci avem 4B. 4B supra 2. Supra 2, că e 2 ori 2, plus B pe 2. 2, este egal cu 5B pe 2, egal cu 50. 50 deocamdată, da. Așa, da? Echivalent cu... Și echivalent cu... Având același numitor, da, putem zice o singură fracție, 4B și cu B, 5B, cum ai spus. 5B pe 2, egal cu 50. Și atunci facem 50 împărțit la 2, adică 50 împărțit la 2, ori... Deci 5B... 5B, da. Egal cu 50 împărțit? Ori 2. Ori 2, da, ori 2, ori 2. Aici, Daria. Ca să aflu ori. Uite, Daria, poți echipui că este 1. Și am plinit și pe această fracție cu 2, ca să o ducem într-una echivalent. Și 100 pe 2, da, da, da. Și vine 5B. Și atunci 5B egal cu 100 pe 2. Pe 2 egal cu 100 supra 2. Și iată, două fracții sunt egale. Și două au același numitor, înseamnă numărătorii să fie egale, adică 5B egal cu 100. 5B egal cu 100. Și 100 împărțit la 5. Și B egal cu 100 împărțit la 5. Și B egal cu 100 împărțit la 5, B egal cu 20. Egal cu 20. De aici încolo ești tu mai frumos. Iată de ce și fracție trebuie să știi. De ce și fracție? Că ne șufrează mult în lucru. Sigur că da. Cât de greu ne-a venit la clasa a patra să ne menținem aici cu B pe 2 cu un segment și exact. 2B. Aici, aici, ca să mă pot descurca, ar trebui să fiu inventiv. Să îmi închipă că B pe 2 e un segment, că 2B înseamnă 4 segmente de șestea. Da, și vă plictisează deja. Și rugămintea mea este să fiți atenți. De fapt, eu fac lecția pentru toți cei care ne privesc, că nu propun altceva mai frumos decât să vă arăt că în fiecare moment la matematică avem șansa să fim cât se poate de inventivi. Deci efortul pe care ce eu... Ce fost exercițiul? Ca mie mi-a plăcut minus B, minus da, B. Da, da, mie da, mi-a plăcut da, la exercițiul acesta. Cel mai mult. Deci la exercițiul ăsta cel mai mult mi-a plăcut că am reușit să, adică am făcut, ne-am încălcit. Unde ne-am încălcit? Să vedem unde. La chestia cu 54 minus B, aici, minus B. Minus B, minus B. Da, acolo. Acolo, da, aici n-a fost cred deloc că, cred clar. Cred că noi ne-am uitat la B minus B și ne-am gândit mai de 0 și ne-am gândit 54 minus 0. Adică eu de obicei așa. Dar nu ne-am dat seama că 54 minus B. Dar era minus B plus B, mergea treaba asta. Dar minus B, minus B, adică două datorii. Deci a fost un prim moment acesta, da? Noi ne-am hai să recunoaștem, a fost un prim moment. Din ce motiv? Pentru că ați luat-o pe culoarul ăsta, ați aflat pe ce din
De unde l-ați aflat pe C? L-am aflat din prima. Da. Da? 54 minus B și ați venit. Apoi... Dar dacă făceați cum v-am spus eu, să aflați pe C din a doua, nu mai intrați în panică. Da. Deci nu mai intrați oricum, în capra pe A știai oricum, oricum făceai, deci pe A la B. Deci pe A l-am făcut foarte simplu. Apoi cred că a fost lucru șmecher, cum se spune, la, aici, la 54 minus 2B egal cu B împărțit la 2 plus 4. Pentru că noi, când ne-ați arătat dumneavoastră că trebuia să înlocuim în alte situații, da, și... Deci aici că am scăzut un 4. Da. Și că am reușit să punem așa. Da. Și atunci am adunat un 2B în ambii membrei. Da, și am reușit. Pe chestia descăzutul egal cu scăzătorul, nu? Descăzutul minus scăzătorul egal cu rezultatul. Descăzutul este egal cu rezultatul plus scăzătorul. Asta este, nu? Teo, dă din cap și spune, asta mi se pare foarte ușor. Deci, când zici 7 minus 5 egal cu 2, înseamnă că 7 este egal cu rezultatul scăderii 2 plus scăzătorul. Domn profesor, da? De acum înainte mă uit la o problemă în asta mai asemănătoare. Fac cu fracții, pentru că e mult mai ușor. Da. Adică înțeleg mai bine. După care am revenit. Ție ți se pare că e simplu. Și dacă aici... Aici am fost inventiv, mi-a plăcut și varianta de aici. De ce? Da. Când întâlnit cu B pe 2 segmentul, am văzut 4. Am învățat ceva nou și am învățat că dacă avem acolo minus B, minus B, înseamnă dublul. Și asta nu înseamnă 0. Sigur că da. Deci sunt niște lucruri importante. Într-adevăr, când ești, măi, B minus B, adică cred că la asta ne-am uitat amândouă, la B minus B, care cât dă să dea 0 și 54 minus 0 cât să dea. V-ați uitat numai așa, da. B minus B. Da, și ne-am uitat, măi, 54 minus 0 și 54. Da? Dar știți că era dacă era așa, dacă era cumva posibil și făceam și noi așa, de ala în ala și ne dădea bine. Uitați-vă câte fericire pe noi. Da, da. Știți ce ar fi trebuit? Stați puțin, deci 54 minus 4, 50 pe zi, nu ne dădea bine. Nu, cum să dea, nu știu vorba. Nu ne dădea deloc bine. Că ne dădea 100 egal în 30. Nu se poate. Îmi plăcea chestia asta. Deci atenție multă. Nu... nu vă gândiți că prin greșeala făcută ați fi ajuns la un rezultat tot corect. Nu. Este imposibil. Da? Deci nu încap pe discuție. Domn profesor, după care, mă întorc înapoi și așa este relații de aici. B pe 2 plus 2B. B pe 2 plus 2B egal cu 50. Am rezolvat-o în două moduri. Am rezolvat-o și în varianta C. Mă gândeam cât de repede a trecut timpul. Știu, eu și m-am dat la asta. Adică de